Cel mai vechi muzeu de istorie naturală din țară va fi reabilitat cu fonduri europene. Proiectul de consolidare și reabilitare a Muzeului de Istorie Naturală din Iași are o valoare de 3 milioane de euro. Este vorba de o lucrare de restaurare, consolidare și refacere a acestui monument istoric, care a fost pus în funcțiune în 1834. Că reușim să semnăm pe fonduri europene a patra clădire, monument istoric, Muzeul de Științe Naturale. Va costa aproximativ 3 milioane de euro. Începem lucrările, sperăm cât mai devreme, pentru că avem licitația pe 14 martie. Va rămâne Muzeul de Științe Naturale, cu exponatele pe care le știți și probabil vom aduce și altele împreună cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrările vor fi finanțate aproape în totalitate prin fonduri europene. Că nu se schimbă forma, restaurăm, consolidăm și refacem monumentul istoric așa cum era el în momentul în care a fost pus în funcțiune în 1834. Vom încerca să aducem și soluții moderne în ceea ce privește digitizarea în totalitate acestui muzeu și asta vom face împreună pe fonduri europene o parte și pe fonduri locale pe altă parte.